Bună ziua, stimați prieteni! Ne aflăm la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu Căjdău și în concordanță cu planul nostru de activitate am hotărât ca să turnăm un filmuleț în memoria unui om excepțional care nu mai este, cu regret. Este vorba de Victor Ladaniuc, un poet, publicist, prozator, un om excepțional care ne-a fost prieten, care a scris niște lucruri de excepție, a fost membru al redacției și membru fondator al Fundației Draghiștea, care a scos până la urmă o colecție de excepție, localitățile Republicii Moldova, fiind membru și multe eseie scrise de regretatul Victor Ladaniuc au intrat în aceste volume. Aici, alături, în față, aveți numai câteva volume de carte semnate de Victor Ladaniuc, regretatul nostru prieten, unde a scris inclusiv, iată, și volumul Împreună, unde a scris și chiar despre mine personal un eseu și despre mulți oameni, despre personalități importante din Republica Moldova. Am invitat la Biblioteca Centrală doi oameni care nu numai că au fost colegi de breaslă, colegi de muncă, au fost prieteni, au fost bătăile inimii, erau în același unison cu ei. Am invitat pe domnul maestru Tudor Țopa, un scriitor, publicist, un om care nu are nevoie de o publicitate sau de prezentare, dar o fac lucrul ăsta pentru cei care deja au început a înțelege niște lucruri în istorie și în cultură. Și alături de mine este și domnul Alexandru Ganenco, colonel în retragere, publicist, scriitor, un om care a fost alături de Victor Ladaniuc până în ultimul ceas. Deci, mai întâi de toate, în memoria acestui om care a fost Victor Ladaniuc, îi ofer cuvântul domnului Tudor Țopa, fiindcă am înțeles că mai bine de o viață ați fost alături și ați lucrat și ați făcut lucruri foarte frumoase. Poftiți, domnul Țopa. Eu pe Victor, vă zic că cu Victor am lucrat împreună aproximativ 50 de ani. Și cum l-am prima dată am făcut, eu fiind responsabil de pe atunci de presă în Republică, venisem în deplasare la Briceni, unde el era locțitorul redactorului pe loc. Ce m-a mirat, frunzărind colecția de ziare, m-a mirat că materialele pe care le scria el, schițe, reportaje, aveau un stil așa liric, frumos, așa. Unii scriau greoi, dar lui se citeau cu interes. Așa. Și m-am gândit, eu zic, măi, și avea și struna asta de organizator bun. Și m-am gândit, zic, dar de ce, că el acolo perspectiva nu o să aibă. Și cu concursul meu a fost trecut redactor șef la Orchei, unde a lucrat 3 ani. A Gazeta Raională. Gazeta Raională. Și în perioada aceea, ziarul din Orchei, din Hâncești, aveau, în comparație cu astăzi, nici nu-ți vine să crezi, aveau 30.000 tiraj. Extraordinar. Da. Și erau citite, erau. Și el avea struna asta și organizatoric și scria bine. După aceea m-am gândit, zic, băi, la Orchei și așa cresc cadre buni, multe, în perioada aceea. Am pus umărul și l-am adus secretar responsabil la ziarul principal, a nostru oficial,
Moldova socialistă, pe atunci. Victor continua să scrie frumos, dar mă uit, ca secretar, asta era lucru tehnic. Secretar, de materiale, trebuie să te cer, să, mă rog. Zic, nu, el își risipește talentul. Și atunci îi spun, îl chem și el s-a supărat o perioadă de timp, dar după ce și-a dat seama că eu am procedat corect. Zic, Victorie, îți păstrăm salariul, dar te trecem șeful secției de cultură în cadrul redacției. Unii el după aceea de acum a făcut cunoștință cu artiști, cu scriitori și a luat avânt și a început să apară cărțulii foarte frumoase în perioada respectivă. Deși la început era supărat, cum așa, că lui părea că parcă a fost... Deși lucrul ăsta de secretar general în cadrul redacției, este lucrul mai mult tehnic. Mă rog. Și, da, e foarte complicat și responsabil. Și când am ajuns și eu de cum la o vârstă, la ce vârstă? La 70 de ani, am hotărât eu de colegii mei pe care îi știam, care au contribuit în publicistica noastră națională, am adunat 70 de persoane și am editat atunci asta, condamnat să las Bucium. Printre ei, unul din figurile centrale era și Victor, care a fost condamnat la Bucium, într-adevăr. Mai deci aveți un eseu despre Victor la foarte, Danu, foarte detailat, am fost la Baștin, la dânsul, în Colicăuț, am vorbit cu Rudi, cunoșteam bine de cum el a scris foarte frumos despre Draghiștea, de altfel Draghiștea, e un râu curat, frumos, pictoresc, din nordul Republicii noastre, care se revarsă în prunc și a scris și o carte frumoasă, este aici, foarte simpatic, carte despre râul acest. Dar esențialul care, că după aceea, de acum când și eu și el trecusem de la ziarul Moldova Socialistă, devenit mai târziu Moldova Sperană, am lucrat împreună, iată, 19 ani, cu o echipă foarte restrânsă, fără să fim remunerați, și-am făcut serialul Localității Republicii Moldova. 19 ani din viață date unui asemenea serial și acolo el a lucrat foarte sârguincios, că a fost unul din autorii și cel care coordona activitatea întregii redacții. De atâta ne pare rău că el s-a dus înainte de timp, tot la ideea mea, compozitorul Saveri Cojocaru, dar eu eram în perioada aceea deputat din zona Saharnei. Da, Saveri de la Buciușca, de acolo, din zonă. Și el își frământa capul că nu vrea să scrie un cântec despre satul lui de Baștină, dar nu-i vine nici eu. Deci zic, eu te fac cunoștință. Apoi dai, trebuie un compozitor, nu? Apoi, nu, omul care să scrie textul. Și eu zic, eu te fac cunoscut cu om din două puncte de vedere. În primul rând, el se îngruie liric, scrie frumos și în a doilea o scrie cu interesant pentru că soția lui e din Saharna. Din Saharna nouă. Și, adică de voie de nevoie. Da, i-am sugerat ideea lui Victor și când peste zi îi arată poezia, acela atât de încântat că a scris, astăzi a devenit un cântec foarte popular, spre Saharna. Iată, așa a fost. Mi pare rău că, iată, taman la începutul lunii martie, când e ziua lui de naștere, ne amintim despre el la trecut. Eu vreau să ne-ați amintit și mie, fiindcă am ajuns la Draghiștea destul de anevoios, dorința de a face un material despre satul meu, fiindcă am aflat că a început lucrările pentru localitățile Republicii Moldova și m-am apropiat la Draghiștea în birou atunci.
Și primul om care am făcut cunoștință de la Draghiște a fost Victor Ladaniuc, cel căruia eu i-am propus ca despre satul meu, Jevren, din raionul Cârguleni, să pregătesc eu eseul, deoarece aveam mai multe materiale pregătite despre satul meu, publicate în ziarul raional. Și din acest motiv, având la activ un număr mare de documente, de publicații, am rugat pe Victor Ladaniuc, regretatul Victor Ladaniuc, ca să-mi dea posibilitatea ca să scriu eu despre satul meu. Și lucrul care s-a făcut și s-a realizat, iată, volumul 7, Localitățile Republicii Moldova, și iată aici materialul meu despre satul Jevren, raionul Cârguleni. Și sigur că Victor Ladaniuc a fost foarte atent față de modesta mea persoană și după ce a publicat acest material cu fotografiile respective, a făcut și o scurtă schiță despre mine, deși eu nu i-am pus lucrul ăsta la dispoziție, el, din cele cunoscute despre mine, a făcut o schiță despre mine. Omul acesta a iubit viața, a iubit tot ceea ce e frumos, versurile lui, lucrările lui, care numai câteva aici sunt prezente, au lăsat o urmă adâncă și omul acesta trebuie citit, studiat. Vreau în continuare să-i ofer cuvântul domnului Alexandru Ganenco, colonel în retragere, un prieten care a lucrat cu el, cu regretatul Victor Ladaniuc, cot la cot, și să ne împărtășească careva amintiri despre acest om minunat. Poftiți, domnul Ganenco. Victor Ladaniuc pentru mine este o enciclopedie, un om care și-a făcut datoria față de țărișoara noastră, față de localitățile Republicii Moldova și îi va rămâne în istorie cel care i-a venit așa o idee fericită să scoatem un serial Localitățile Republicii Moldova. Ideea aceasta, vreau zic, s-a întruchipat în acele 15 volume cu 10.800 și ceva de pagini și cu 5.000 de fotografii și ilustrate în eseuri despre localitățile Republicii Moldova. Sunt 1674. Din ideea aceasta, vreau zic, a fost începută la mult pres. Dar pe urmă, când au venit comuniștii, s-au lichidat redacția, au fost disponibilizați și Dumitru Țiră, care era director la mult pres, și Victor Ladaniuc, au rămas șomeri. Și iată, noi întâlnindu-ne, cunoscându-ne cu Victor. Interesant, conducerea țării noastre n-are nevoie de istoria localităților noastre. Și la un moment dat ne-am trezit. Noi învățăm piramidele din Egipt, dar nu știm istoria satului propriu. Și Victor, întâlnindu-ne în parc, vreau zic că mi-a sugerat, spune, uite, ești în liber, n-ai asta, hai vino și îmi faci o fundație, ceva. Și ne-am întâlnit în parc eu, Dumitru Țirea și dumnealui, ideea părțenilor Victor, regretatul Victor, care în zilele acestea ar fi împlinit 79 de ani. În parc, pe o bancă, am hotărât să facem o fundație și să o numim Fundația Draghiștea, în cinstea lui râulețului acela care curge prin satul natal, Colicăuț, Colicăuțul lui Natal. Am căzut de acord. Deci titlul i-a aparținut tot regretatul lui Victor Ladaniuc. Lui Ladaniuc. Și noi ne-am... Dacă eram eu, ziceam răut. Ne-am aranjat și am început să facem. Și lucrarea s-a început și așa încet, încet, în curs de 19 ani, au ieșit toate volumele și în cadrul Fundației Draghiște, maestru Țopa, Victor Ladaniuc și alții s-au publicat încă 74 de cărți, în afară de cele 15 care conțin câte 600, 700 și 800 de pagini. Victor e o fire poetică, lirică, un bărbat frumos, care îi plăcea frumos. El a scris eseuri foarte frumoase despre artiștii noștri, despre Dominica Darienco,
despre Cazimirova, despre Constantinov, despre Cupcea. A făcut niște interviuri foarte frumoase în cărțile acestea care îi aparțin lui. Rămâne cum va fi, astea scrisori de dragoste în care el le scria la oamenii de marca Republicii. El, în afară de aceasta, a mai scris și versuri. Are vreo 18 plachete de versuri. Iată aici, e o țelă în mână, pe prispa cu fluturi. Niște versuri frumoase, inspirate, foarte inspirate. Și Victor și-a făcut datoria și în față de satul lui natal, a scris frază Nostalgie despre dragiște, o carte, iar acum în tipografie se află monografia despre satul lui natal, Colicăuț. Ea o să iasă, cred că zilele apropiate o să iasă în asta. De asemenea, el și-a încercat pana și în proză. A scris două romane. Un roman se numește Camera 33, iată îl țin în mână, și Făgurenii, Fugerenii. Aceste două romane, primul roman este mai mult de ordin autobiografic, în Camera 33. Este de la Cernăuț, nu da. Țin cunoaștem, dar datorită lui... Dumnealui a terminat facultatea germană în Cernăuț. Și el, desigur că a scris un roman așa inspirat despre autobiografic, dar Fulgerenii este un roman frumos în care el descrie soarta la basarabienii noștri plecați la serviciu în Italia, care lucrează în condiții grele, artiștii devin măturători și asta este un document, un act al sărăciei noastre. Și romanul acesta va rămâne. Cărțile care le-a scris Victor, eseurile care au fost publicate, versurile, cântecele cele care a scris pe versurile lui, undeva sunt 13, ele textieri la 13 cântece, vor rămâne. Și noi îl ținem în memorie ca pe un om al cetății, un poet de marcă, un eseist, și un romancer. Și ne amintim cu mare pietate despre viața și creația lui Victor Ladăniuc, cel care a fost om de omenie, om de marcă și un creator de exemplu. Vă mulțumesc, domnul colonel. Vorba e că pe Victor Ladăniuc putem să-l comparăm doar cu Grigore Vieru, după felul lui de a fi. Omul acesta era atât de firav că se temea să nu obișduiască pe cineva. Era foarte delicat. O educație aleasă, primită din familie, nu mai vorbesc numai de cei 7 ani de acasă, dar în general. De aceea, Victor Ladăniuc va rămâne întotdeauna în memoria noastră. De vedeți, el a fost și pedagog, cum se cade, după aceea a fost director de școală. El a avut un capital... O pondere serioasă în societate, sigur că da. Cum ne exprimăm de fiecare dată când nu mai este omul lângă noi, spunem că Dumnezeu să-l ierte și trăim să-l pomenim, eu vreau să mă adresez cititorilor noștri, utilizatorilor noștri care urmează să ridice de pe rafturile bibliotecii noastre numărul mare de cărți semnate de Victor Ladăniuc. Vă îndemn cu mult drag ca să ridicați. O să citiți numai o singură lucrare, o singură eseu de-al domnei sale și o să vă dați seama că trebuiește studiată opera lui Victor Ladăniuc. Vă mulțumim și vă invităm la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei Fășdău, unde a fost de nenumărate ori regretatul Victor Ladăniuc, unde a prezentat tot felul de lucrări, cărți, a făcut analiză literară la alte lucrări și, de asemenea, vreau să vă spun că a făcut și donații de carte. Avem în cadrul bibliotecii noastre și câteva volume de carte cu
autograf și dedicație dedicată anume Bibliotecii Centrale. Vă mulțumim pentru atenție!